În ceea ce vă privește, cred că ați fost printre primii, să spunem, denunțători publici ai dosarului ADS. Astăzi, iarăși, zvonistica vă dă ca având oarește implicare în acel dosar. Aveți vreo informație în sensul ăsta? V-a contactat cineva? Procurorii v-au spus ceva în sensul ăsta? Nu, absolut deloc, dar eu am mai spus-o. Eu am doar implicări pozitive și serios pozitive în acest, În ADS ați fost primul care a în sesizat adresa. niște chestiuni Da, penale. mie mi s-a părut, dar atunci PNA, că PNA era, au spus că i-au scos din sub urmări penale pe cei cărora le făcusem eu și ministerul o plângere. Pentru că mi s-a părut, și eu cred că așa a fost, absurd ca un studiu de fezabilitate pe o lucrare de o asemenea amploare. Că nu discutăm numai despre IADS, pentru că nu mai se limitează aici când discută securizarea frontierelor. Că nu s-a făcut numai cu IADS-ul și numai cu fonduri de la bugetul de stat. Pentru că IADS înseamnă fonduri de la bugetul de stat. Securizarea frontierelor, să nu uitați, peste 100 și de milioane de euro fondurile FARE, 2003-2004. Vorbeam de securizarea la Marea Neagră, printr-un program FARE, Scomarul, cu Spania și cu Marea Britanie. Vorbeam, pe urmă, în momentul în care am ajuns la minister, am văzut că acest studiu de fezabilitate a fost comandat în azi și pus pe masă mie în dimineață. Bearing point, 400.000 de euro. Păi cum? Când ne-am dat seama, erau niște compilații, niște rapoartele Poliției de Frontieră. Apoi erau în permanență probleme legate de faptul că Uniunea Europeană ne reproșa, pe bună dreptate, că sunt suprapune între obiectivele pe care urmează să le realizez prin contractul cu EADS și lucruri deja realizate pe fare. Vă dau exemplu, sistemul de comunicare mobilă pe Moldova, pe toată Moldova, Iași, Vaslui, Galați. Și ne-au spus, vedeți, domnilor, dați-ne banii înapoi, pentru că altfel o să vă dăm facilitatea Schengen. Ori, toate lucrurile astea trebuiau rezolvate. Și le-am și rezolvat, pe lângă faptul că am adus contractul de la 650 de milioane de euro cu plată de extindere la 1 miliard la 524 de milioane, am și absorbit în integralitate cea mai mare facilitate Schengen din istoria Uniunii Europene, 630 de milioane de euro, care nu ne-i dădeam dacă nu rezolvam problemele astea. Deci nu am cineva, dacă va avea vreodată lămuriri, nevoie de lămuriri, întrebări cu cea mai mare plăcere. Se teme Vasile Blaga astăzi de vreun alt dosar la DNA sau la o altă structură? Nu. Dar de fiecare dată când voi fi chemat, cum am fost chemat și în august, nu? În alta curte, era vorba de o plângere atunci cu ziariștii, că s-ar fi luat bani de la atunci când au fost eliberați din Irak ziariștii, lucrul s-a lămurit pe loc și voi merge de fiecare dată dacă vă considera procurori Părere sau aveți însă judecători. de două particularități ale multor anchete din vremea noastră, și anume una, această amploare pe care au luat-o denunțătorii, și doi, faptul că se merge foarte, foarte mult în trecut. Vorbim de dosare astăzi ale căror fapte au fost comise în 2007, 2008, poate și mai bine. Trebuia poate luat în moment zero? Cred că lucrurile ar fi trebuit mult mai bine gândite în codul penal. Ei nu fac altceva procurori decât să aplice noul cod penal. Ori aici, vedeți dumneavoastră, dacă denunțătorul ăla, se spune că lucrurile sunt așa cum spune denunțătorul. Deși de foarte multe ori vedeți că nu sunt așa, motiv pentru care de multe ori se întreabă foarte mulți de ce unii au denunțat și iată, ăla nu-i chema pe nu știu unde. Presupunem că unul a primit o lucrare de 100 de milioane de euro. Jumătate a fost profit. Am ieșit la denunțat pe cel care a dat-o că a împărțit banii cu el. Mai că cu cealaltă jumătate, cu 50 de milioane, așa a dezvoltat afacerile și a făcut afaceri ilegale, practic, ani și ani de zile. Lucrurile astea trebuie corectate. Trebuie corectate și date niște termene, pentru că, și spus foarte clar, domnilor, dacă în termenul de nu mergi și denunți fapte legale pe care ai făcut-o, ești făptuitor. Nu mai scap cu toate. Și cu banii în buzunar și cu toate. Deci lucrurile astea vor trebui lămurite, dar repet aici, nu pun vina, nu dau vina deloc pe magistrați, că nu i-au făcut codul penal. Și nu i-au votat codul penal.